salutare, oameni buni, și bine ați revenit la interviurile Casta Films din Brașov. Suntem din nou la Centrul Multicultural al Universității din Brașov, la întâlnirile Cine Maraton, și avem o doamnă distinsă invitată la poveștile noastre, doamna Tora Vasilescu, actriță și un om de o calitate umană deosebită. Doamna Tora, bine ați venit în Brașov! Vă mulțumesc frumos! Mă gândeam că n-ați spus tot. Actriță pensionară. Dumneavoastră niciodată nu o să fiți pensionară, doamna Tora. Pentru noi totdeauna o să rămâneți. Da, și mie mi se pare că la vecinul plantele cresc mai bine. Cunosc. Da. Am fost foarte fericit când am auzit că sunteți prezent aici, pentru că întotdeauna am avut așa o... un respect pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Și pentru filmul românesc. Eu sunt producător de film și am un respect pentru filmul românesc. Și vreau să vă întreb un lucru legat de ce se întâmplă în ziua noastră. Ce părere aveți despre industria cinematografică din România acum, de felul în care se fac filme, despre subiectele alese, dacă puteți să ne spuneți o părere așa? Nu vreau să fac teorie, vreau să vă spun din experiența mea. În momentul în care m-am pensionat de la teatru, am mai lucrat 10 ani, seriale, telenovele... Da. Chiar și alte proiecte pe teatru, și la un moment dat am spus, îmi ajunge. Vreau să mai învăț și alte lucruri. Și, bineînțeles, am fost în tot felul de comisii și cunosc fenomenul cinematografic de astăzi. Da. Personal am spus, de asta am și început așa, că pentru mine gata, nu vreau să mă opresc în proiect. Vreau altceva. Da. Poate și caracteristic zodiei mele de berbec, că e pionerat, adică pionier în general, vrea noi drumuri mereu. De asta și de teatru puțin nu mai vreau să fac, că m-am plictisit să tot repet același. Da. Plus că nu sunt... acele roluri pentru vârsta mea care să reprezinte interesul meu pentru sensul vieții pe care îl simt acum. Îl caut acum. Și m-am ținut de cuvânt deci, cred că ultimul proiect a fost un serial acum 8 ani. 8-7 ani. Și am spus, ok, m-am liniștit, am grădina, mă preocup de lecturi, mă preocup de antrenamente neuronale. Arătați foarte bine. De alte lucruri. Dar visez noaptea uneori, că sunt la teatru, că sunt la film, că mă cer cu colegii. Tu le-am zis, trebuie să rezolv visul ăsta. Dar mă mai duc o dată. Și-am primit o propunere pentru un film al cărui subiect m-a reîncălzit. Adică Romeo și Julieta, să zicem, la bătrânețe. Ceea ce mi s-a părut foarte frumos, întâlnirea asta între doi prieteni din copilărie și care găsesc, sunt pe aceeași lungime de undă, pe aceeași frecvență, o plimbare într-un parc de mână uneori pentru vârsta mea, de exemplu, pare mult mai frumoasă față de alte relații dintre oameni. Un gest sufletesc. Da. Și după ce producătorul și regizorul, am dat probe, bineînțeles, probe, nu casting, adică cu mai mulți actori să vadă regizorul cu cine mă potrivesc, știți? N-a fost ușor. Începusem deja din nou entuziasmul acela de tinerețe. Între timp, la Berlin a luat primul premiu, premiul întâi, Ursul de Aur, cu filmul Touch Me Not, dacă l-ați văzut, pe care dur, film, pe mine m-a oripilat. M-a rămas și eu șocat. Efectiv, șocat. Fiecare. Da. Sunt oameni care găsesc... căutările acestea ale erotismului, generozitatea față de toată
lumea și eu am empatie pentru oameni în suferință, dar nu trebuie neapărat să văd să visez noaptea. Să arătăm urâtul. Adică mă gândesc că regizoarea aceea are coșmarul mari noaptea, dacă a făcut arta, asemenea film. Arta și dragostea trebuie să ridice. Și în ultima secundă, așa, când deja trebuia să semnăm contractul, mi s-a spus că lumea nu mai merge la cinematograf, cam așa și e, și atunci, ca să faci un film, trebuie bani de la CNA și așa, de la Centrul Național al Cinematografiei, și iau bani, în general, cei care iau premii în străinătate. Da. Și au schimbat subiectul într-un fel, învăluindu-mă teribil, adică mi-a dat un site să mă uit la anumite scene intime, cam unde trebuie să ajungem. M-a pus plus. Mergeați pe trivial, adică, de explicit. Unde, mă rog, explicit ar fi fost o scenă noaptea într-un lac cu partenerul respectiv. Nu, ăsta voia regizorul să facă și probe. A zis, hai în piscină să vedem. Fac cu soțul probă, ce vrei tu. Incredibil. Da. Să știți că m-a bușit plânsul pentru că le-am zis, voi mergeți la festivalul, iar pe mine mă scui pe lumea pe stradă. România nu sunt pregătiți să vadă asemenea secvențe. Una e la tinerețe, vezi o statuie frumoasă, vezi, și una e la o anumită vârstă. Să știți că tineretul nu acceptă acest lucru. Degeaba cred ei că gerontofilia ar fi la modă. Exact. Relațiile se transformă altfel, asta cred eu. E în prietenia, neamul tău e soțul tău, grija față de el, dar nu neapărat această obsesie. Bineînțeles. Obsesie care trebuie și arătată alții. Eu nu sunt pregătită, deși lumea a spus că am mai făcut scene în tinerețe, așa cum mi s-a cerut. Dar erau decente, mă rog, era altceva. Adică, în cele din urmă, imaginați-vă la Șobolanilor și, de și exemplu, da, o scenă acolo puțin mai... Da, e haioasă. Erați pe masă și ați strigat la cei oameni. În care, în momentul când aveam... Eram jenat că la filmare... regizorul mi-a spus, dar ce dragă ești, țața Leana? El venise de la Paris, ce vă atâta rușine? E adevărat că văzusem filme în străinătate care erau decoltate, nu asta era problema. Da. Și pentru că am adus aminte de această scenă, după filmare m-am dus în o cabină să îmbrac ciorapii. Și am auzit mașiniștii. Sunt al lui doamna Tora. A, zic, n-am pierdut niciun respect, nicio problemă, dacă mașiniștii îmi spun doamna Tora, da. Da. Chiar asta vreau să vă întreb, doamna Tora, pentru că și mie îmi place cinematograful vechi. Îmi place cinematografia extraordinară, twisturile, povestea, arta cinematografie. Oricum, în viitor veți vedea, mă rog, vor fi pe calculator, ca jocurile video, roboți actori. Da, ia fața lui Marilyn Monroe, ale Robert De Niro. Vreau să spun că în zilele noastre se primează mai mult ideea decât arta cinematografică. Dacă ai o idee care șochează, asta prinde, este absolut incredibil. Eu cred că Touch Me Not a luat premiul la Berlin pentru că atât de șocant era subiectul, încât asta s-a vrut. Deci nu se mai merge pe arta cinematografică, muzică de film care te înalță, ca la un film lui Bertolucci, Zeffirelli. Am jucat într-o piesă cu Berlinul înainte de, mă rog, de război și erau renumitele baruri de noapte. Da. Probabil sunt altfel pregătiți, altă educație în acest sens. Și ce trebuie să faci? Nu se potrivește la români. Exact, nu, românii nu e pudic. Nu, la extra, am testat, am întrebat niște copii tineri. Da. M-au chemat într-un film în care trebuie să mă pup cu unul. Făceau. Imaginați-vă! Deci nu trebuie să rămânem așa, noi facem artă, noi știm ce trebuie, nu știm ce trebuie. Trebuie să cunoști seva acestui popor dacă vrei să faci filme pentru români. Acum numai filme pentru festivalul? Nu, să se ducă la festivaluri și asta, asta. Oricum, de mult știam că televiziunea va... E praf. Dar, doamna Tora, cuvântul etic,
Cum l-ați folosit dumneavoastră în industria asta? Ce înseamnă etic în industria cinematografică? Dom'le, mie mi se pare că prima calitate ar fi, hai să spunem, prostia înseamnă și lipsa rușinii. Exact. Da? Exact. E bine spus? Așa e. Da. Așa e. Păi, noi, ce să zic, doamnă, noi visăm totuși o lume frumoasă. Cum spuneam, eu zic, arta, filmul, ar trebui să înalțe, nu să... Dom'le, oricât de grea ar fi viața, tot e frumoasă. Bineînțeles. Și ce vreau să vă spun este că este o onoare că v-am venit la Brașov. Vă mulțumim din suflet pentru povestea frumoasă și sperăm... Am încercat puțin să ies din limbajul de lemn, așa, pentru că oamenii vor să ascultă puțin ceva mai inedit din viața, așa să spun. Ceva uman, ceva uman. Asta nu, nici mie nu-mi plac colegii mei actori care sunt numai foarte pozitive așa când vorbesc de film de teatru. Eu am văzut mulți pozitivi care au murit, adică să fii pozitiv, dar realist. Dar realist, bineînțeles. Da. Vă mulțumim din suflet. Cu drag.